Arterile necontrolate de vegetație uscată pot pune în pericol viața unor oameni, dar și traficul rutier. Weekendul trecut, pompierii hunedoreni au intervenit pentru stingerea 9 incendii de resturi de vegetație și miriști. Unele dintre ele s-au extins până în apropierea autostrăzii A1 între Deva și Ilia, punând în pericol circulația rutieră din cauza fumului dens. Conform legislației în domeniul protecției mediului, persoanele fizice și juridice au obligativitatea de a nu arde miriștile, stuful sau vegetația erboasă fără acceptul Agenției Județene pentru Protecția Mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor voluntare pentru situații de urgență. În acest weekend, echipajele de stingere din cadrul ISU Hunedoara au acționat pentru localizarea și stingerea a 11 incendii, dintre care 9 intervenții au fost la arderi necontrolate, care s-au manifestat la vegetația uscată și miriști, pe raza localităților Deva, Călan, Nojag, Abucea, Hunedoara, Coaja, Ilia și în proximitatea autostrăzii A1 la kilometrul 365, suprafața de teren afectată fiind de circa 13 hectare. Având în vedere faptul că numărul arderilor necontrolate crește semnificativ și de cele mai multe ori acestea prezintă manifestări deosebit de rapide și efecte nelimitate în timp, având ca rezultat distrugeri semnificative ale fondului forestier, afectarea culturilor, crearea de blocaje și întreruperi pe căile de comunicații, distrugerea bunurilor materiale sau chiar pierderea de vieți omenești, pompierii hunedoreni fac un nou apel către toți cetățenii pentru respectarea principalelor măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la vegetația uscată, miriști și resturi vegetale.